Seria protestelor antiguvern a continuat și la Buzău. 50 de manifestanți și-au dat întâlnirea seară în piața Dacia pentru a scanda împotriva guvernului Grindeanu, chiar dacă ordonanța 13 fusese deja abrogată. Înarmați cu steaguri, fluiere și pancarte anti-PSD, oamenii au rezistat cu stoicism temperaturilor sub zero. Susținem propunerea de a se modifica și legea care au dat-o ei și zic că au luat-o, dar am înțeles că nu este corect. Adică nu în totul au abrogat și pe de altă parte cred că guvernul acesta trebuie să fie schimbat. Nu spun neapărat că să vină de la liberal sau din altă parte, tot de la ei, dar să pună niște oameni competenți, să pună niște oameni care știu ce au de făcut pentru țară, pe cinstit, nu să dea legi care să legifereze hoția. Câți ani aveți? 78. Chiar dacă mi-e un pic de fric, dar vreau să rezist. O caricatură a unui caricaturist brăilean, foarte actuală și foarte la obiect. Puteți să interpretați în ce mod doriți dumneavoastră. După noaptea fatidică, în fiecare zi. Manifestanții și-au propus să iasă în centrul orașului și în seriile următoare, până când actualul guvern va fi înlocuit cu altul. Cred cu tărie că vocea națiunii o să se audă. Trebuie să se facă dreptate, nu se poate. Copiii noștri trebuie să trăiască frumos, într-o țară frumoasă. Vedem totuși că cel puțin la Buzău sunt mai puțini. Nu are nimica. Buzăul e cu toată țara. Dacă n-au ieșit, nu este ceva rău. Ei gândesc ca mine. Ordinanța care a dat-o atunci noaptea. Deci așa a creat această destabilizare, dacă putem să spunem așa, în țară. Deci nu este de vină Claus Iohannis, cum afirmă ei. Deci ar putea să pună punct acestor revolte dacă l-ar trimite pe ministrul justiției Iordache și eventual și primul premierul. Și ar putea să facă, nu neapărat, nu trebuie să vină opoziția la putere, nu neapărat, pentru că ei au câștigat. Chiar au zis că au luat așa, au luat, asta e. Nu s-a așezat lumea la vot, e dreptul lor. Cea mai numeroasă prezență la proteste a fost înregistrată sâmbătă, când peste 1000 de buzoieni au ieșit în stradă.